Stai, bunicule, a fost un prank, bunicule, stai, nu! Salve, șacalor, ce faceți? Da, din nou filmez cu camera aia mea veche și urâtă și proastă. Și adică nu-i proastă, și-a făcut treaba la timpul ei. Dar acum zici că m-am întors undeva în 2004 și fac vlog, dar nici nu era YouTube atunci. Tocmai, cam asta e ideea. Calitatea o să fie proastă, dar am un videoclip excelent. Astăzi o să vreau să-l sun pe bunicuțul meu, pe bunicul meu, și vreau să-i facem un prank la telefon. Vă spun de pe acum, bunicuțul meu e un pic tâmpit, adică e nebun la cap. E așa, el vulgar, e violent, eu n-am ce să-i fac, asta e treaba. O să cenzurez o grămadă, adică puneți-vă pe căști, oricum cenzurez, dar și... Măsură de precauție, bagă-ți așa degetele, nu știu, închide ochii, așa, puneți așa, pune. Bun, deci l-avem aici pe bunicuțul Petrișor și hai să-i dăm bice. Înainte să-l sun, vreau să vă spun că trebuie neapărat să dați un like, în caz că o să fiu super, super înjurat de bunicuțul meu, da? Ca să vă spun ce o să facem, o să-l iau așa ușor, pentru că e nebun, are toate bolile pe cap, pe creier, parezat la tot ce vrei tu. Și trebuie să-l iau ușor, îl întreb ce face și după îi spun că gen bunica, bunicuța e plecată de la el și mă rog, a venit prin oraș, îi spun eu că bunicuța a murit și vedem ce se întâmplă. Îi dăm un prank, știi? Vedem. Sună. Hai să vedem. Alo? Alo, da. Alo, bună bunicuțule, sunt eu, Luci. Ce-am eu, ce băgăm? Cu laptele? Da, nu, Luci, cu laptele. După care, Luci, tu direct în bunicuțul. Bunicule, sunt eu, Luci, nepotul tău, stai ușor. Aaa, Luci? Da. Ce faci, băi, Luci, ce faci? Măi, bunicule, măi, eu te-am sunat să te întreb inițial ce mai faci. Trebuie să-ți dau o veste, dar vreau să te iau așa ușor, știi? Ce mai faci tu? Stăteam, dar ce faci? Doar stăteai așa în toată viața ta? Da. Ai 86 de ani și doar asta faci? Da, bunicule, ce voiam să spun, am râs noi până acum, am glumit, că mie îmi place să glumesc cu tine, că așa ești tu, ești mai amuzant de felul tău, știi, nu? Da, mă bucur că ai o atitudine pozitivă, bunicule, dar... Mai știi că bunica, gen, o pleca de vreo 2-3 zile de la țară și a venit în oraș, nu? Păi, bunicule, aici este o problemă. Care? Gen, mama mi-a zis mie să zic eu... Bunicule, dar eu încerc să zic o veste rea aici, tu ce faci? Zi-mi mai repede. Bunicule, ascultă-mă. Mama mi-a zis să zic eu ție, pentru că eu, noi ne înțelegem cel mai bine. Suntem ca tată și fiu, mă înțelegi? Dar de ce nu mi-a zis mama? Că mama... Zii mai mare de o dată și tata, nu mai trecă pe tata, zi! Bunicule, trebuie să dau vestea că bunica nu s-a mai întors acasă de 2 zile pentru că a avut un accident foarte grav, a fost la spital și în cele din urmă a murit. Bunicule, a fost un prank, bunicule, stai, nu te... Și s-a făcut și un prank. Poftim? S-a făcut și un prank. Adică tu n-ai pățit nimica? Nu. Bunicule, de când faci tu prank-uri? Bunicule, rasa mătii, de ce? Eu am încercat să am încercat aici să fac un video pentru YouTube și tu ce faci? Pentru YouTube. YouTube. Eu, unde pun eu videoclipuri, știi că ți-a zis mama că îți cunoscut. Mi-ai dat prank. Bine, bunicule, cam asta e treaba, da? Bine. Ai jucat dur. 1-1-0 pentru tine. Ține minte, bunicule. Data viitoare chiar faci infart. Pa, bunicule. Bine, hai, pa. Asta a fost cel mai nereușit prank. Nu-mi vine să cred că propriul meu bunic știe de prank-uri. M-a luat-o lea, că cred că vorbise cu bunicuța, o vorbit ei.
Eu mai știu ce-o făcut e, na. Eu m-am speriat că o fi făcut infarct de la o zan, că nu mai putea să respire. A zis, bunicule, ce s-a întâmplat azi dincolo? Prank, ți-am dat prank. Da, o, șacaluri cam atât au fost. Nu mă așteptam să iasă așa, dar aia e. O să avem și prank-uri mai bune data viitoare. Eu am crezut că dați un follow pe Instagram, o sugestie de episoade. Dacă aveți reacții, puu, să mi le dați pe Facebook sau pe Instagram și vedem noi. Să aveți o săptămână faină și ne vedem. A, bunicule, dacă te uiți la asta, bunicuțul Petrișor, îți mulțumesc mult că mi-ai dat mare prank. N-am putut să filmez și eu ca lumea, mersi mult. Pa, bum! Îi ziceau din oară, o să spun o vorbă bună la ora de mahmureală. Sau verifică-ți freza, în niciun caz n-o să te omoare maioneza. E bună pentru make-up, eram sub carpet dacă nu eram wake-up. Înainte, nu e niciun dis, ține minte. Nu vorbi cu mine, nu știi de...